În deschiderea întâlnirii au ținut să puncteze asupra importanței acestui eveniment editorial managerul Bibliotecii Județene Ovid Densușianu Hunedoara Deva, Sebastian Bara, istoricul Joachim Lazăr și Irene Arsene, directorul editurii Curtea Veche, editură care, în anul 2009, a început un amplu proiect de editare a unor cărți cu subiecte legate de Casa Regală a României. Volumul Drumul spre Casă cuprinde un amplu dialog pe care istoricul Filip Lucian Iorga îl poartă cu principele Nicolae, nepotul majestății sale regele Mihai, fiul alteței sale regale principesa Elena a României. Alături de acest dialog, în carte mai sunt inserate impresii și considerații despre principele Nicolae, făcute de personalități binecunoscute și prieteni apropiați ai tânărului principe. Ce cadou mai frumos puteam să facem doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 martie decât o lansare de carte regală? Din pagina acestei cărți, ca dintr-o oglindă cu mai multe fețe, ni se prezintă imaginea unui tânăr plin de viață, cu o personalitate puternică, un principe care iubește România și o simte ca fiind cu adevărat patria sa, așa cum a fost și pentru cele 5 generații ale familiei noastre regale care au premers. De la vârsta de 7 ani, din anul 1992, când a ajuns prima oară în România, însoțindu-l pe majestatea sa, regele Mihai, principele Nicolae și-a cultivat cu răbdare și perseverență dragostea pentru această țară. Toate acestea se simt foarte bine din confesiunile principelui, din pagina acestei cărți, dar și din mărturiile celor care îl cunosc destul de bine. Drumul spre Casă îl prezintă cititorilor pe principele Nicolae de la prima sa vizită în România din anul 1992, când avea 7 ani, la momentul stabilirii sale definitive în țară, decizie luată în 2012. Este o carte despre viață, provocare, maturizare, familie și despre oportunități și decizii. Sunt sigur că toți cei prezenți aici au experimentat aceste etape. Descendent la a șasea generație a familiei regale a României, principele Nicolae se arată hotărât să-și închine întreaga viață, toată energia, slujirii României, așa cum au făcut-o și o fac toți membrii familiei regale.